Spectacolul de teatru Osânda Cărților dedicat centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 a fost pus în scenă marți în Biserica Parohială din localitatea prahoveană Filipești de Târg. Spectacolul cu caracter istoric și religios a fost oferit de o trupă de tineri actori coordonați de Simona Pandele și este prevăzut să se desfășoare în mai multe școli și biserici din țară. Piesa de teatru scrisă de părintele Bogdan Aurel Teleanu a fost lansată în premieră anul trecut în cadrul sărbătorii Hramului Bisericii Sfântul Pantelimon Foișorul de foc din București. Textul piesei prezintă ideea creștină potrivit căreia apărătorii ortodoxiei în vremea regimului comunist din România au fost și făuritorii mari uniți.